Bună dimineața, prieteni! Cu toții știm cât ne este de greu uneori să ne convingem copiii să facă unele lucruri care sunt absolut necesare, firești. Sau igiena zilnică, băița, cea de toate zilele. În această dimineață vom discuta cu doamna Angela Cazacu-Stratu, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Departamentul Medicină Preventivă USMF Nicolae Testimițeanu. Bună ziua și îmi pare bine că ați acceptat această invitație și ați venit la noi ca să ne explicați cât de periculoase ar putea fi jucăriile pentru copii, în special astea care le dăm noi când fac ei băiță, ca să-i distragem atenția. Și după aia, cumva le-am strâns, le-am pus și noi într-o parte, am uitat de ele, când a venit a doua zi ora de a face băiță, iarăși le scoatem, iarăși le punem acolo. Ce s-ar putea întâmpla și care ar fi pericolul lor? Bună dimineața! Bună dimineața! Mă bucur să vă văd! Deci da, este o problemă, deoarece mămicile sunt preocupate cu copilul, cu grija copilului după băiță și de obicei lăsăm așa baltă, lăsăm jucăriile pe marginea vănuței și mergem și ne ocupăm de alte chestiuni. Ar trebui să fie o prioritate pentru unul din părinți să aibă grijă sigur, de jucării. Dacă poate să ne ajute frățiorul sau surioara mai mic, mai mare, sau tăticul, este foarte bine, fiindcă este o prioritate, deoarece ele sunt un mediu favorabil pentru înmulțirea microorganismelor și mucegaiului. Așa, și după un cum factor le vedem de risc. Da, sigur, iată cum vedem. Uitați-mi. Și astea care sunt deja utilizate și au pe ele... Se depun și calcar și tot soiul de... Și plus la aceasta, deci vedem că au un orificiu pentru copii, este foarte amuzant să se joace în băiță și să facă bule din astea de băiță, da? Dar odată cu asta, deci pătrunde aici și acea apă cu săpun, care este un mediu foarte prielnic pentru aceasta. Și nu uităm că în băiță este cald, umed, iarăși mediu și favorabil. Și exact cel mai bun mediu favorabil pentru a dezvolta cât mai multe bacterii. Dar la ce ar putea aduce, ce s-ar putea întâmpla dacă nu avem grijă de aceste jucării de după băiță? Deși ne-ar părea că ele stau în apa cu săpun și n-ar trebui să le mai spălăm sau... Așa. Deci considerăm că este suficient să le scoatem, să le lăsăm și se zvântează și le utilizăm după aceea, dar în unele cazuri, deci putem să avem unele probleme de sănătate, cum ar fi alergiile sau diferite infecții la ochi, fiindcă poate să pătrundă getul de apă în ochi. În ochi și acolo e mai... Da, sau de obicei copiii mici foarte duc de jucăriile la guriță. Exact. Atunci avem diferite dereglări intestinale care le provoacă aceste microorganisme. De aceea, prioritar ar fi ca, după ce le utilizăm, să le spălăm foarte bine cu apă, cu săpun, cu o periuță, foarte bine că vedeți că au foarte multe bucățele din astea în care se poate depozita. Sedimenta. Da. Și atunci este foarte important. După care, deci, este bine să pregătim o soluție de oțet cu apă, 1:2, sau mai natural poate să fie sucul de lămâie, și le lăsăm pe 10-20 de minute ca să acționeze, fiindcă oțetul foarte bine acționează și previne mulțirea acestor microorganisme și mucegai. Și nu numai asta este de ajuns, este foarte bine să le strângem ca să evacuăm toată apa. Noi o să putem face și un experiment. Sigur. Este o jucărie care ni s-a permis să o tăiem în două. Uite! Iată, deja vedeți. Deja vedem, adică a fost intenționată pusă apa acolo? A rămas. Fiindcă uitați-vă, și la mine este aceeași situație. Și e aceeași situație. Da, eu am strâns-o puțin, la care deja... Este un lucru foarte important și, într-adevăr, dacă avem pregătirea asta de a pregăti, hai să zic, acel moment de a face băiță, de a fi apa la temperatura necesară, de a folosi acel detergent necesar, săpunul și așa mai departe, atunci ar fi important să folosim, să avem tendința de a pregăti și jucăriile pentru baie. E o chestie foarte importantă. Dar uitați, după cum vedem aici deja e mucegai. Deja avem depuneri, vedeți, care este risc pentru utilizare. Și extraordinar. Și de aceea trebuie să fim foarte precauți și atenți. Uite, se vede în interior chiar. Da. Da, și toate astea se depun cu timpul și după aia jucăria preferată devine o jucărie periculoasă. Periculoasă, sigur că.
Uitați. Da. De aceea vă spun, este bine să avem o plasă. Așa. Unde după ce le-am spălat, le-am uscat și ar fi bine să se usuce timp de 24 de ore, să le zvântăm. Chiar să le zvântăm chiar aer, la aer, să nu le, să nu le ținem, să le depozităm în baie, fiindcă baie este mediu prielnic pentru... Ar fi și o soluție să nu mai aibă aceste orificii în care da, să intre am apa? Da, să zic, da. Dacă vă, deci vă deranjează orificiu, se poate de acoperit orificiu ca să nu intre ca apa. Ca să nu intre da, apa, da. Da. Sau poate găsim jucării din astea da, care sunt... sunt, care nu au. Cu siguranță s-au gândit și la acest aspect, fiindcă dacă n-au luat în calcul producătorii de jucării care ar putea fi periculoase da. Între timp, sau dacă ne permitem să schimbăm în fiecare zi jucăriile noi, este mai costisitor. Este mai costisitor. Da. Haideți să facem readucem în agenda ce s-ar putea întâmpla dacă vom folosi aceste jucării și dacă nu le vom face și lor igiena corespunzătoare ca să fie bune pentru a se juca copiii în cădiță. În primul rând, ar putea face o conjunctivită la da, ochi, sigur. S-ar putea întâmpla. O infecție. O infecție. Da. Ar putea avea dereglări probleme intestinale. Dereglări da. Intestinale. Alergii. Alergii. Fie, uh-huh. Da, sigur că... Și nu ne-am dorit ca să avem cât mai multe bacterii, să fie un focar de bacterii sigur. Aceste jucării. Da, da. Da, am înțeles. Deci, pentru asta, dumneavoastră ați recomanda foarte clar și strict cumva părinții să aibă prioritățile de a... Grijă de jucării. Da, cineva are grijă ce temperatură ar trebui să aibă apa de băiță, și cineva are grijă de jucării. Sigur. Le pregătim, chiar dacă dorim, da. Le pregătim înainte pentru a le pune. Și un lucru important vreau Așa. Să spun, este atunci când alegem, când cumpărăm jucăria, este iarăși prioritar mm-hmm. pentru părinți, fiindcă noi dorim ca jucăria să nu fie ca iarăși un focar de substanțe chimice. Sau alte, mm-hmm. fiindcă vedeți că ele sunt din cauciuc da. Și atunci se utilizează diferiți polimeri sau substanțe pentru colorare și cele care sunt viu colorate, noi suntem atrași de culoarea asta, mai ales părinții, că vor să atragă copiii să facă băița, să facă băița mult mai confortabilă pentru ei, dar când alegem jucărie, trebuie să ținem cont ca ea să fie... Deci cerem un certificat de calitate. De calitate, că noi sigur. Suntem în drept să cerem asta și dacă ni se prezintă, atunci jucăria este certificată și este sigură din punct de vedere igienic și nu conține acele substanțe care să... Deci... S-ar putea degaja chiar la o anumită temperatură, dacă da. Se pun. Și nu numai la temperatură, dar toate ar substanțele colorante, deci trebuie să fie rezistente la saliva copilului și uh-huh. la apa cu săpun. Fiindcă dacă observăm că este miros, ceva uh-huh. neplăcut, deja nu o procurați. Deja nu mai da, e bună. Dacă venim acasă și vedem că ea a eliminat pe mânuța copilului, deci la sudoare, la da, salivă, da, colorant deci deja, sau ăsta, deja, deja nu mai ceva este ne pune semnul întrebării. Uh-huh. Da. De-aia ar trebui să încercăm să ne orientăm, să găsim jucării mai puține, da, da, dar mai calitative. Calitative. Da. Sigur. Noi vă mulțumim foarte mult pentru prezența în această dimineață și că ne-ați spus exact ce se poate întâmpla atunci când ne spune un doctor, noi credem pe cuvânt. Nu e cumva luate unele chestii de pe internet, adunate și așa mai departe. În această dimineață am vorbit cu doamna Angela Cazacu-Stratu, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Departamentul Medicină Preventivă USMF Nicolae Testimițeanu. Vă mulțumim foarte mult, vă mai așteptăm pe la noi cu sfaturi utile și ar fi o îndemnare pentru părinți ca să aibă grijă de aceste jucării înainte ca să le pună în cada copilului să fie bine îngrijite. Mulțumim, vă mulțumim. Și sănătate copiilor și părinților.